În timp ce se afla în fața copiilor din clasa a 5-a, în prima zi de școală, doamna Thompson, una din profesoarele lor, le-a spus un mare neadevăr. Ca mai toți profesorii, le-a spus că îi iubește la fel, lucru care nu era posibil, deoarece în prima bancă se afla un băiețel pe nume Teddy Steller. Doamna Thompson îl urmărise pe Teddy în anul precedent și observase că acesta nu se juca cu copiii, hainele sale erau neîngrijite și era murdar mai tot timpul. Se ajunsese până acolo încât doamnei Thompson îi făcea plăcere să scrie pe lucrările acestuia cu un creion roșu, un X mare și îngroșat și să-i dea nota 4. Ei bine, către sfârșitul primului trimestru, doamna Thompson trebuia să revizuiască toate caracterizările elevilor, iar pe a lui Eddie o lăsase intenționat la urmă. Când a deschis dosarul acestuia, a rămas surprinsă să vadă că profesoara din clasa 1 scrisese: Eddie este un copil isteț, își face temele cu grijă, este manierat și e o plăcere să fii în preajma lui. Profesoara din clasa a 2-a scrisese: Teddy este un elev excelent, apreciat de colegii săi, dar e tulburat de faptul că mama lui suferă de o boală incurabilă, iar viața de acasă trebuie să-i fie foarte grea. Profesoara din clasa a 3-a scrisese: moartea mamei l-a afectat foarte mult. Se străduiește din răsputeri, dar pe tatăl său nu îl prea interesează. Iar climatul de acasă îl va afecta curând dacă nu se va schimba ceva. Profesoara din clasa a 4-a scrisese: Teddy este retras și nu-l mai interesează școala, are puțini prieteni și uneori adoarme în timpul orei. De acum, doamna Thompson înțelesese problema și i-a fost rușine de ce făcuse. S-a simțit și mai prost când elevii i-au adus cadouri de Crăciun, legate cu panglici frumoase și împachetate în hârtie strălucitoare, mai puțin Teddy, al cărui cadou era împachetat cu hârtie obișnuită. Unii dintre elevi au început să râdă când doamna Thompson a scos o brățară căreia îi lipseau câteva pietricele și o sticluță de parfum pe jumătate goală. Bineînțeles că i-a certat pe acei elevi și i-a apreciat faptul că brățara era drăguță și parfumul mirosea frumos. Teddy a rămas în acea zi după ore doar pentru a-i spune: doamna Thompson, mirosiți exact ca mama. După ce copiii au plecat, a plâns aproape o oră. Din acea zi, a încetat doar să le predea elevilor, a început să îi și învețe lucruri despre viață. Doamna Thompson i-a acordat o atenție deosebită lui Teddy. Pe măsură ce îl încuraja, mintea lui a început să se deschidă tot mai mult. Până la sfârșitul anului, Teddy ajunsese din nou cel mai isteț din clasă și, în ciuda promisiunii că îi va iubi pe toți, Teddy a devenit preferatul ei. După un an a primit o scrisoare de la Teddy în care acesta îi spunea că e cea mai bună profesoară pe care a avut-o vreodată. După 2 ani a primit o nouă scrisoare în care o anunța că intrase la un liceu prestigios. Iar după alți 4, încă una, în care scria că terminase liceul al 3-lea în clasă și o asigura că rămăsese cea mai bună profesoară pe care o avusese. 6 ani mai târziu, a mai primit o scrisoare în care o anunța că va finaliza în curând și facultatea, cu rezultate excelente. Încă o dată sublinia faptul că rămăsese cea mai bună profesoară. Peste un timp, sosi o nouă scrisoare cu același mesaj, dar numele expeditorului era schimbat: Dr. Theodore Steller. Urmă o nouă scrisoare în care o anunța că se va căsători, îi spunea că tatălui murise cu câțiva ani în urmă și o întrebă dacă ar vrea să participe la nuntă și să stea în locul în care de obicei stă mama mirelui. Bineînțeles că a acceptat și a purtat brățara căreia îi lipseau câteva pietre și a folosit același parfum pe care îl primise odinioară de la Teddy. S-au îmbrățișat și Teddy i-a șoptit la ureche: îți mulțumesc pentru că ai crezut în mine. Îți mulțumesc pentru că m-ai făcut să mă simt important și mi-ai arătat că pot însemna ceva. Doamna Thompson i-a șoptit cu lacrimi în ochi: Teddy, ai înțeles greșit. Tu ești adevăratul profesor, cel care m-a învățat că am puterea de a schimba oamenii. Nu am știut cum să predau elevilor până să te întâlnesc pe tine. Nu vei ști niciodată cum ai putea influența viața celor din jurul tău prin ceea ce faci sau prin ceea ce nu faci. Ține cont de acest lucru în călătoria ta prin viață și încearcă să schimbi în bine viața celorlalți. Și nu uita,
Nimeni nu are dreptul să privească pe cineva de sus, decât în momentul în care se apleacă zâmbind și întinde mâna pentru a-l ajuta să se ridice.